Salutare, băi și fete, și bine v-am regăsit la un nou episod de Forza Horizontus 5. Uitați-mi ce număr e. Bă, fraților, mi-am făcut, sunt alături de DRF, bineînțeles, aici mai e și Supermache, dar Supermache este plecat și Vali care doarme, adică Genco. Și mi-am făcut într-un live-ul de alaltă, dacă nu mă șel, seria 1 ăsta care e M1, practic, să fie cât mai aproape ca real life. N-am cum să fie ca real life pentru că ăla de real life este modelul hatchback, iar ăsta este coupe, adică are portbagaj, așa la mine e cu curul tăiat. Și al meu nu este M, ăsta e M. Aș fi vrut să fie M, dar nu este. N-aud. Și na. N-aud! Ce? N-aud. N-am înțeles. Nimic, ai zis doar n-aud. Ah. N-aud. Și da, cam asta e ce am putut să fac maxim. Nici la culoare nu seamănă perfect. Dar e tot ce am putut face mai apropiat. Și nici la viteză și nici benzină nu e a mea, dar whatever, băi, e seria 1, e M1, dar e gata. Nu este pentru a vă prezenta mașinuța, episodul acesta, după cum scrie și în titlu, este pentru a deschide wheelspin-uri. Deschidem wheelspin-uri normale sau super wheelspin-uri primoare? Tu cum ai făcut? Eu am băgat wheelspin-ul primar și pe aia wheelspin-ul normal. Așa și eu. A, super wheelspin-ul și pe aia normale? Super, eu am băgat, da, așa. Dar nu să fac invers atunci. Apropo, aveți și link-ul lui DRF în descriere. A făcut și el un case opening de ăsta, wheelspin opening. Wheelspin opening. Și mi-am postat și alte nebunii pe canalul lui. Mergeți și dați-și lui un like și abonați-vă. Wheelspin-uri normale și pe aia bag restul. Avem 20 de super wheelspin-uri. Adică e un case opening de la șmecher. Plus încă vreo 10 plus, nu știu câte am, habar n-am. O să le număr după aia și o să pun un titlu cât de deschid. Ca să fie clickbait-ul mare. Așa că dați like, urați-mi noroc în comentarii și hai să pice ceva șmecherul de tot. Ne-am cam chinuit să facem rost de toate wheelspin-urile astea. Așa că eu zic că ar merita să ne dea ceva șmecher. Și mi-a dat o jachetă de blugi. Dă-te morții, măti. Uite-te, fii atent că mi-apare câte am. Deci am 21 normale plus 20 de alte, deci 40 să spunem, 40 de wheelspin-uri în total. Porsche Cayman GT4. Bă, nu e rău. Dar e albastru. 100.000? Mazda RX-7 nu era nici asta, dar ar fi mers 100.000, sincer să fiu cu voi. Next. Roata norocului este mai aici, de bun. Mi-a dat bocanci, futuz. Mamă. Shiny Black Leather Boots. Nu vreau așa ceva. Dați-mi d-alea legendare. Dă-mi legendare acum, hai. Legendarii. Mi-a dat, mă. Am cerut legendară, dar nu mi-a dat ce legendară am vrut eu. Dar nu mai contează, măcar legendară. Și ce-o fi ăsta, Ololo? Ololo? Nu știu cum o sună, habar nu-mi imaginez. Cred că e bătrâna aia de la nuntă. Da, ui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 
rupem, mă, tot. Și? 35.000. Merge și asta. E ora 3.55 dimineața când filmul nu e acum, că am stat o grămadă să facem alea. Mi-a dat un emot. Să facem wheelspin-urile astea. Curse peste curse, cu dalea, cu dalea la alte. Firebird Trans, am GTA din 87, e cu 2 ani mai nou decât sunt eu mașina asta aici, de mult, de stimit. Ia să luăm mouse-ul ăsta de aici. Dă-mă ceva șmecher, 125.000, bombă! Bombitis. 200.000? Impreza VRX Subaru, bă, nu era asta. Asta e super mega bună de făcut curse cu ea. Legendarii? Nu, Escort, bună și asta. E veche, dar e șmecher. E bună de off-road băgată. Tot de raliu sau ceva. Da, e de raliu, da. Vede ce. Pep talk. Nu, dădeam-o puțin mai sus, mă, la 200.000 ăia. Așa. Ba, Golf GTI, mamă, ăsta e Golf 1, cred. Din 83, mamă, ăsta e cu 2 ani mai vechi decât mine, mai bătrân. Deci dacă am 36, ăsta are 38 de ani de când e GTI-ul ăsta, mă, Cavaș. Bun, bun, bun! Bine! Oh, nice!
nice. Bentley Continental Super Sport din 2017. Bentley, și e de naos. Tău tu Bentley, Bentayga. Bam, 40.000? Mi-a dat ice cream verde. Mamă, ce trecuță, moară băieții, bă, ce mașină și... era aici, nu? Ce era mai jos? Că n-am văzut. Erau era din aia de cursă, e super de cursă, nu știu de care. Da, da, imaginează-ți cum sună claxonul ăsta. Aia, cu aia, vreau și eu claxonul ăsta, trebuie să-mi pici și mie claxonul ăsta, neapărat. Ceva și mie chiar? Dar a picat claxonul de, din Forza 100.000, bun! Din Forza Horizon 4, dacă mai ții minte claxonul meu din Forza Horizon 4. Nu mai ții minte ce era, dar știu că era ceva funny oricum. Era... 175, dom'le, bine, mă! Nu-mi plâng de bani, băieți. Să mără, brabeții mei! Trebuie să scrii aici în comentarii cam câți bani au să fac. Falcon GT. Până când se termină episodul. Da, dați-mi un comentarii să îmi spuneți câți bani am făcut din toate Wheelspin-urile astea. Plus alelalte, adunate toate. 25.000. Not bad, not bad. Și ultimul spin de ăsta normal și pe aia le băgăm pe alea super spin-uri. 100.000. Bun. Nice. Și am 1.213.000 în momentul de față. Și acum da-astea. Nu uitați să dați și voi un like, fraților, și să vă abonați canalului pentru mai multe episoade cu Forza Horizon ăsta, pentru că e șmecher jocură de tot. E pupres pe... Uite așa asta cu Forza Horizon. Hai să vedem câte de-astea avem în total. 20. A, 21. Da, 21. Și în partea altă la fel am avut ceva de genul, nu? Și... Bă, vezi că mi-a dat bine. 270.000 plus mașinuța aia. Că e bare șmecher. Ia, vezi și mașina aia de sub. E vai de mama, e. Mașina de sub care e Jaguar sau KTM? KTM, da, era și Asimov, să moară tătuțul. Asimov. Haide, băieți. A? E bine. Ce 300 de mii picau acolo dintr-o dată, e genul. Da, era ceva. Haide, mă. Opa? Opa? Hai, mă! Grand Birthday Party la era mișto dacă dădea. Da. Uite, acum nici nu mă uit, vreau să aud ce zici tu doar. Ia să vedem. Ce căcat mi-a dat. Bine, Jaguar F-Type-ul ăsta ar putea să fie destul de scump, că e extrem de vechi și na. Bine, astea super vechi sunt de fapt Ferrari și nu mai știu care costă mult. Rare sau ceva în genul ăsta. Da, e rare. Ferrari-urile alea super mega vechi mi se pare că sunt super scumpe. La Jaguar, nu știu ce să zic, băieți. Escort? Bine! Bine! Vezi că e șmecher. Asta e bună. Asta e bună pentru că am cursele alea de făcut pe nisip. Da. Am uitat cum se numeau. Beach, ceva, chestii, whatever. Șmecher. Și are distraction asta, skills, nu știu ce. Asta, mișto. Nu știu ce face ăsta. Cred că atunci când sparg garduri și de-astea îmi dă mai multe puncte de alea sau ceva. Abar n-am. Dar oricum e bună că o am pe aia șmecher. Și? Și? Taycan? Taycan Turbo S. Dar e duplicate. Mi-a dat încă un Taycan? Cred că da. Ca asta nu știu. Pe și Taycanul e vreo 170.000 parcă sau cât era. Nu era 170.000. 180 parcă. Da? Da. Plus încă 200.000 aici, ai bombiță, vezi că da, e bine. Da, încă 200.000. Haide mă. Acum presi că dă ceva bombă rău de tot. Oh. Aoleu. A dat dubă aia. Mi-a dat Clio și dubă și balet, vărule. Mamă, bă, duba asta trebuie să o tunăm. Spuneți-mi dacă vreți să tuneți duba, să o fac de 1000 de cai, băieți. Haide mă, dă-mă ceva bombă rău de tot, fac clickbait-ul ăla șmecher. Dacă mi-a dat Porsche Taycan, a zis, bă, hai să dau și un Porsche Cayman, știi? Și un Jeep Cajun 5. Și 175.000, da. Haide, acum. A? A? 50.000? Killer Instinct Team și... Toyota Trenul e bombă, ai 86-le, vorule. Asta, de la mașina asta, a pornit driftul. Da? Pe mașina asta s-a inventat driftul, da. Da, uite la Vul ăla, sau Vul, cum știu cum se zice, era șmecher și aia. Aoleu, mi-a dat drick să moară tata. Mi-a dat drick să moară băieții. Grand Jogger și 30.000 și un drick. Chiar că drick. E drick direct ăla.
La mormântare să mă ducă direct. 25.000. 200.000 și un Chevy Camaro de 69, care e destul de șmecher. Măi, bine. 225.000 și o mașinuță. Dar o mașină legendară, bă, de-aia bombă, bă, să... Mă bucur. 170.000 bun cu 50.000 și Subaru VRX 2011. E bun, e bun, e bun. Acum ai două Subaru. Da. Ei, le mai bag la vânzare dacă am duplicate-uri. Hai să vedem acum. Opa! Ai, mă! A, dar mi se pare că am deja Fairlady's F-ul ăla. Bă, mama, vezi că am AMG Hammer cu pe, vezi că arată șmecher, să mor. E bombiță. Haide. Acum e ceva grav. O, a trecut de ceva. Ai, mă, băi, nene, mă. Am văzut o chestie, tot un bus din ăla și un fel de camion, o chestie de la Volkswagen. Dar în loc să dea 170.000, mi-a dat o rochiță, vă rog. Ți-a dat o rochiță, ei. Haide. Și 125.000 cu TTRS? Nice, da. Mitsubishi GT. Și pe amândouă sunt mișto și da, e mișto. Și TTRS mi se pare că e și tracțiune integrală, deci o să fie bun. De curse de alea. Poate o fac de raliuri direct în bajul de ea. 125.000 cu 45.000 și un Leicester MRZ din 2006. Da, cum era Ferrari. Mamă, cum era Ferrari-ul ăla, uite, știu cum arată bombonica aia, frumusețea aia. Era în partea aia, era direct. Mamă. Vreau și eu un supercar să-mi dea șmecher. 300.000! Oh! Mamă. Am vrut supercar, se numește supercar Ferrari 430-ul ăsta? RR. Nu, supercar, mă refer în real life, supercar, nu e supercar, abar n-am. Da, ar trebui. Să zicem. Dar e rar. Bă, e șmecher oricum e Ferrari. Și 330.000 bombiță. Acum, mă, dă-mă o legendară, mă. O mașină legendară șmecher. Hai, că mi-a dat dacă e. Dar mi-a dat o grămadă de bani. 170.000 costă 200.000. Da, mi-a dat mașină de mafioți. Mai avem două spiruri în afară de ăsta, băieți. Trebuie, mă, să dea ceva șmecher, mă. Hai că și-a dat dacă e. Bă, de bani nu mă plâng, dar dacă dădea Lamborghini, la că era Forza Horizon Edition, vorule. Avea boost-ul de alea bombă pe el. Lancer, bam și Lola. Ce e? Adică arată mișto, da. Arată șmecher, dar e vechi așa. Bă, s-ar putea să fie super rapidă, că știu că era pe Forza Horizon 4 una care arăta asemănător și era cea mai rapidă din joc. Ultimul spin, băieți! Please, ceva șmecher. Opa! Da. Frumos, frumos. Frumos, de tot. Bă, măcar mi-a dat 200.000 de sfârșit așa și o rochiță. Și cât am? Aproape 4 milioane, am vărule! S-a terminat, am distrâns. Și astea sunt mașinile ce mi-au picat din toată șmecheria. Șmecher. Bă, mi-a dat 3 de mașini din toate astea? Uite, alea MOV sunt... uite, ți-a picat o Forza Edition. Unde e Forza Edition? Uite, Manx. Manx Forza Edition ăla, da. Manx ăla, da. Pescă. Și cam atâta. Deci, o luăm de sus în jos așa. Ăla îmi place, TTRS-ul, Continental șmecher. Camaro bombă. Monte Carlo la ea de mafios nu-mi place, sincer. 2007 poate să te zici scuderia Maker. Escortul e bun de raliuri. Încă un escort așa. Transitul ăla, spuneți-mi dacă vreți să fac dub aia, să fac tuning extra full și cu niște anime-uri pe aia, să o facem de curse, băieți. Să facem hentai style. Să fii, 2015. Pornhub, exact, fake taxi, da-le. Cred că există stickere cu fake taxi, dacă mă întreb pe mine. Îți dai seama, așa, așa? Da, dacă nu e pot să fac eu. Falcon GT. După aia avem Sandman Drick. Așa e, Type Renegade ăla. Legenda, e legenda, nu e common. Te încurcă, mă, culorile astea, mă, dar nu seamănă nimic culoarea de fundal. Da, da. Doar chenarul ăla atâta contează. Așa, Grand Cherokee, așa, bam, bam. Și Penske ăla, mă, cred că e șmecher, sincer. Da, nu știu. Și mi-a mai dat un Taycan pe care deja l-am, frate. Așa. Astea cam niște reward-uri. Wheelspin!
Will Spin. Nu mai altele, nu? Nu, nu. Nu cred. Din păcate, nu. Yeah. La reward îți mai dă câteva, din când completezi toate alea, îți mai dă aia să vedem. Fii atent, îmi dă acum bomba. Bă, nu are nimic, că eu sunt mulțumit. Dar n-am făcut 4 milioane, încă un pic de tot mai aveam. Cars Bam, Car Collection, Car Master, n-am nimic ce de făcut aici. Da, mă, fraților. Că mata a fost cu Wilspin-ul ăsta. Bă, m-a așteptat să-mi dea și mie din 40 și... 44? 40, da, cred că 44. Bine, mai mult de 44, că alea le punem ori 3. Deci sunt 66. Plus, așa, vreo 80 ceva de alea, dar... Că bine, nu o să pun în descriere, pentru că sunt 80. O să pun doar Super Wheel Spinner-urile, care alte sunt bonus spinner-urile normal. Dacă ai idee, așa, din 80 de și ceva de... pătrățele unde putea să împice mașini și căcat, mă gândeam să dea și o... mașină legendară, un supercar, ceva șmecher. Dar totuși, sunt o grămadă de bani, frate, 4 milioane, nu știu să cumpăr de 4 milioane ăștia. Spuneți-mi, care mașină credeți voi că e cea mai rapidă, se controlează super mega șmecher? Și o cumpăr pe aia. Să fie mașină de stradă, de circuit, cum ar veni de astea. Până în 4 milioane, adică 4 milioane sau ceva de genul, whatever. Dar să fie cea mai șmecher în banii. Și cam atât. Vă mulțumesc mult pentru atenția acordată. Nu uitați să vă abonați canalului și să dați un like, să mergeți și la DRF, pentru că și el a postat tot așa, cu Wilspin-uri șmechere și cu Super Wilspin-uri și cu Wilspin-uri normale. Și ne revedem data viitoare. Naud! Naud!